Bun găsit, domnilor și domnilor, de la această oră vă invit la o nouă ediție a emisiunii Tu știi cu cine votezi. Invitatul acestei ore este domnul Florin Oancea, candidat independent la funcția de primar al municipiului Deva. Bine ați venit! Bună ziua, bine v-am regăsit! După cum spuneam și la ultima noastră întâlnire, sunt multe subiecte de discutat, sunt multe probleme pe care încă nu le-am abordat în discuție cu dumneavoastră și aș vrea astăzi să ne axăm puțin pe problematica zonelor în care nu s-a prea investit în ultimii 10 ani, să spunem. Aici mă refer la cartierele mărginașe și putem să ne și referim la câteva, cel de peste linii, ne referim la cartierul Vile Noi. Spuneți-mi dacă aceste cartiere intră în viziunea dumneavoastră de dezvoltare după 2012. Bineînțeles că intră, dintotdeauna pentru mine a fost o prioritate. Cred că după data 10 iunie a sosit momentul ca să pun în practică ceea ce mi-am propus, și anume ca în maxim un an de zile să finalizăm tot ceea ce înseamnă lucrări în domeniul infrastructurii, rețele de apă, canalizare și modernizare stradală pe străzile din municipiul Deva, care astăzi nu au aceste utilități. Suntem în anul 2012 și este normal ca toți cetățenii municipiului Deva, toți cei care plătesc taxe și impozite locale, să beneficieze de aceste condiții absolut necesare. Deci, din punctul meu de vedere, este una dintre principalele priorități aceea de a rezolva problema apei și a canalizării în cartierul Vile Noi. Am fost chiar în urmă cu câteva zile acolo, am discutat cu peste 100 de cetățeni din acel cartier. Sunt oarecum neîncrezători vis-a-vis de tot ceea ce propun politicienii, dar au încredere într-un candidat independent care este obligat să facă ceea ce promite, și acel candidat este Florin Oancea. Bun, bineînțeles. Vreau să nu sunteți o noutate pentru locuitorii din Vile Noi. Ați mai fost pe acolo de atâtea ori când ați fost viceprimar, ați fost și după aceea? Pe strada Horia, pe Dimitrie Cantemici și pe celelalte străzi, Barbu Lăutaru, Slavici, unde s-a intrus apa și canalizarea, au mai rămas câteva și, bineînțeles, că cunoscându-mă oamenii din număratele mele vizite de lucru, aș spune, în acel cartier, au încredere în mine și au convingerea că mă voi ține de cuvânt. Le-am promis că în maxim un an de zile întreg cartierul Vile Noi va avea apă, canal și, bineînțeles, străzile vor fi modernizate. Am văzut că sunt câteva străzi acolo pe care nu se poate interveni, sau cel puțin cam asta era discuția la un moment dat. Sunt străzi făcute înainte de anii 80 sau pe acolo, pe undeva, străzi în care se intervine cu greu. Am înțeles că mixtura, structura acestor străzi nu permite, sau mă rog, e o muncă titanică să te apuci să bași canalizare, să introduci pe acolo apă curentă. Ce soluții bănuiesc că știți la ce străzi mă refer? Da, bineînțeles, una dintre ele este strada Cireșilor. Este o muncă. Deci nu se lucrează cu mâna. Suntem totuși în anul 2012, există utilaje și nici nu cred că s-a pus vreodată problema că pe acele străzi nu se poate interveni datorită faptului că străzile se află în pantă. Nici era de cum. O părere a oamenilor. Spuneau oamenii la un moment dat că ei cred că de asta da, nu se face nimic. Lucrează se cu siguranță mai greu decât pe strada Horia, unde zona este dreaptă, dar cei care vor exista lucrările vor fi obligați și, bineînțeles, vor fi plătiți pentru a introduce rețeaua de apă, canalizare și apoi modernizarea stradală. Deci nu cred că este aceasta o problemă. Problema a fost până nu demult, să spunem, lipsa fondurilor financiare, resurselor financiare pentru a intra, dacă vreți, și pe acele străzi și a rezolva o problemă cu care de cetățenii din cartier se confruntă, că tot de ben sunt toți de zeci de ani, nu? Dar exact. Nu aceasta este o problemă, faptul că se lucrează mai ușor sau mai greu. Este o problemă pentru cetățenii municipiului Deva, celor care locuiesc pe acele străzi din cartierul Vile Noi, și municipalitatea cu mine în frunte ca primar are obligația să le rezolve acea problemă. Dar pe lângă cetățenii care locuiesc în Vile Noi, cam cu aceeași problemă se confruntă și cetățenii din cartierul Aurel Vlaicu. Și la fel ca și cei din Vile Noi și cei de pe strada Aurel Vlaicu au dreptul să aibă în acest an 2012 rețea de apă, canalizare și să fie refăcută strada și să
se realizeze modernizarea stradală. În egală măsură, cei din cartierul sau din satul aparținător Bârcea Mică. De asemenea, cei din satul Archia. Deci, iată că nu doar cei din viile noi întâmpină astfel de greutăți și au astfel de probleme, sunt și alți cetățeni ai municipiului Deva și municipalitatea cu mine în frunte are o obligație, o prioritate zero, aș spune, de a rezolva aceste necesități. Pe toate străzile care astăzi încă nu au apă și canalizare în municipiul Deva. Trăim o perioadă de schimbări. De schimbări ale climei, să spunem. Ați văzut ce ploi puternice sunt în ultimii ani. Vara, primăvara, sunt ploi pe care nu le-am mai întâlnit până acum în zona noastră, în România sau în partea de vest a țării. Sunt foarte multe probleme atunci când plouă și plouă torențial. Ați văzut, într-o jumătate de oră se poate bloca un oraș întreg. Lucru care s-a întâmplat la ultima ploaie în municipiul Deva. Cum pot fi evitate sau cum poate fi pregătit orașul pentru astfel de evenimente? Și aici, sigur, leg întrebarea de situația acestor locuitori al cartierului care nu au încă, mă rog, sisteme de canalizare. Numai, știți cum e? Natura dezlănțuită. Omul nu poate... Pe de altă parte, fața naturii oricum n-ai ce face. Dacă interveni. Exact. Suntem toți neputincioși în perioada în care, sau în momentele în care natura se dezlănțuie. Dar intervenția noastră, autorităților, trebuie să fie făcută imediat după ce fenomenele meteo s-au manifestat. Și aici voi colabora foarte bine cu factorii responsabili. Odată primăria are în subordine un serviciu public de gospodărie municipală care are utilaje în dotare pentru a curăța zona. De asemenea, colaborăm cu salubritatea, cu ISU. Da. Cu... Deci toți factorii implicați sau responsabili trebuie să se implice post acțiune, deci nu putem să prevedem exact când se întâmplă și în ce zonă sau pe ce suprafață, dar avem obligația să intervenim rapid după ce fenomenul s-a manifestat. S-a vorbit foarte mult despre canalizarea din Deva. În urmă cu o săptămână, n-am să-i numesc, dar anumiți candidați la anumite funcții spuneau că este meritul Consiliului Județean că, iată, Deva are o canalizare nouă și, mă rog, Hunedoara, da? Prin programul ISPA a început în mandatul domnului Rudeanu, sau parcă atunci s-a început programul ISPA. Alții spuneau că este problema primăriei, canalizarea. Până la urmă, cui e problema canalizării din Deva? Știți cum e... Revin la ceea ce am spus. Sau când e în de momentele, bine, când e de tăia panglica e într-o parte și când e plouă e la primărie. Acum, tocmai pentru că eu candidez independent și mă situez oarecum deasupra luptelor politice, chiar dacă suntem în campanie electorală, pot să spun că devin nu este nici Consiliul Județean, dar nici primăria, pentru că primăria din fondurile acestea, deci fondurile municipalității, a extins rețele de apă și, și canalizare pe anumite străzi, prin programul ISPA s-au extins alte străzi și au fost modernizate cu rețeaua de apă și canalizare, dar repet, atunci când natura se dezlănțuie, este foarte greu să putem interveni. Deci debitul a fost foarte mare și bineînțeles că rețele nu au mai putut să facă față. Ceea ce putem însă să facem noi, repet, este ca după ce fenomenul s-a produs să intervenim rapid. Dar a da vina de pe unul pe altul nu sunt decât, cancanuri politice și aș vrea ca să rămân oarecum departe de acea luptă care nu mi se pare deloc corectă și chiar murdară. Da, cu toate acestea sunteți în continuare ținta unor atacuri, așa, dacă tot am ajuns la subiectul ăsta. Sunt, unor atacuri, sunt și vă rog să mă credeți că eu m-am pregătit să fac față acestor atacuri, dar să știți că în fiecare zi sau cu fiecare atac în parte, eu știu că mă apropii de victoria finală. Deci cu cât aceste atacuri se întețesc, îmi dau seama că de fapt eu stau foarte bine în sondaje și că adversarii sau o parte dintre contracandidați, din disperare, poate și din criză de timp, recurg la astfel de metode. Le-am spus și lor, vă spun și dumneavoastră, vă spun și cetățenilor municipiului Deva, n-am să
recurg la aceleași metode, m-am propus și mă țin de cuvânt, în primul rând față de ce mi-am propus mie, acel lucru de a face o campanie curată și, după cum ați observat, din partea mea nu ați auzit să-mi atac vreun contracandidat, dar nu cum spun ei, la televiziuni să facem o campanie curată, iar cu toată camarila din spate să acționeze, după cum și dumneavoastră ați menționat o dată, poate de mai multe ori. Deci eu știu care este deznodământul, care este finalul, voi câștiga municipiul Deva prin votul devenilor, tocmai pentru că am avut puterea de a-mi da demisia dintr-un partid care astăzi se află la guvernare, Partidul Național Liberal, tocmai pentru că am avut puterea să refuz tentațiile unor funcții înalte, tocmai pentru că am avut puterea să stau drept în fața unor presiuni și să spun renunț la tot ceea ce înseamnă activitate politică și voi candida doar pentru a face parte sau a conduce administrativ un municipiu. Dacă devenii au încredere în mine, mă vor vota. Dacă devenii consideră că mai oportun este să aleagă un reprezentant al unui partid politic, ca apoi acela să fie obligat să joace în funcție de interesele partidului sau construcției politice respective, atunci vor vota acel candidat. Eu sunt convins că o mare parte sau o bună parte dintre deveni sau poate cea mai mare parte dintre deveni vor vota un candidat independent, adică Florin Oancea, care are și experiența necesară, care are și determinarea de a schimba cât de mult poate lucrurile în bine și ca drept dovadă, deznodământul este că din 11 iunie Florin Oancea va fi primarul acestui municipiu. Apropo de presiuni, n-am fost pe fază. La ce anume vă refereați? La presiuni care s-au făcut asupra dumneavoastră când erați în partid? Nu, deci presiuni în sensul de a nu candida pe o anumită funcție, plecând primată de la anumite sugestii că aș sta rău în sondaje, că aș avea anumite vulnerabilități, că am avut probleme financiare cu firmele la care sunt acționar. Bineînțeles că le-am demontat toate acestea. Apoi au venit propunerile pentru a ocupa funcții înalte, fie la nivel de județ, fie la nivel central. Adică cineva, fără să dăm nume, încerca să vă... Să vină cu propuneri alternative, doar din dorința de a nu încurca oarecum lucrurile, pentru că aceste jocuri au fost făcute la București și candidatul Uniunii Social Liberale trebuia să fie o altă persoană decât Florin Oancea. Bineînțeles că i-am ascultat, dar răspunsul a fost unul sec. Vă mulțumesc că nu am nevoie de nicio funcție, eu voi candida independent. Mi s-a spus clar, nu poți din partea acestei structuri, USL-ul, doar dacă pleci din partid, și am spus nicio problemă, plec din partid și mă adresez devenilor, pentru că nu mi se pare absolut deloc normal ca bucureștenii, indiferent cine ar fi acel bucureștean, de pe ce poziție, de pe ce funcție, să dicteze într-un municipiu cum este Deva sau în Hunedoara sau în acest județ sau oriunde în altă parte, într-un alt colț al țării noastre. Deci, ceea ce se întâmplă în Deva trebuie să intereseze pe deveni și devenii trebuie să aleagă pe cel pe care devenii consideră că este cel mai potrivit. Nu să voteze sau să influențeze bucureștenii cine să fie primarul, cine să fie, conducătorul instituției în municipiul Deva. Bucureșteni care nu au absolut nimic de a face cu problemele acestui municipiu, că vorbim de municipiul Deva, dar nici cu problemele județului, pentru că nici nu interesează decât faptul de a candida și apoi de a rămâne în cercul de influență al puterii la București. Sunt lucruri pe care le cunosc în amănunt, cu care nu am putut să fiu de acord și acesta este și motivul pentru care am decis să mă rup definitiv de ceea ce înseamnă activitate politică, jocuri de interese și să merg pe drumul meu, acela de a candida ca independent și de a face din data de 10 iunie 2012 încolo doar administrație. Și vă spun administrație pentru că eu, Florin Oancea, nu depind de nimeni, de niciun politician, dar depind în schimb de deveni care m-au votat. Și prefer să depind de deveni decât de politicieni. Avem o curiozitate. La ce v-ați gândit în momentul în care s-a făcut acel sondaj anul trecut și partidul v-a comunicat că nu mai sunteți, sau mă rog, v-a comunicat că nu sunteți candidatul USL? Știu că ați avut o perioadă în care v-ați reorientat, sau mă rog, ați avut o perioadă în care ați decis pe ce cale veți merge în continuare. Dar la ce v-ați gândit atunci când dumneavoastră vă pregătiți arăți încă de anul trecut, încă de acum 2 ani pentru această candidatură, ați făcut acel program, consultări cu cetățenii, ați avut întâlniri, ați avut acel site cu care ați lucrat cu cetățenii și încă îl mai aveți, din câte știu. Da.
Ce v-ați gândit când vi s-a spus de către partidul dumneavoastră că domnule Oancea nu candidați? Inițial mi s-a spus că dacă mă aflu în marjă de eroare 2-3% plus sau minus față de ceilalți contracandidați de la Partidul Social Democrat și de la Partidul Conservator, Deva, care este un fief liberal, care de 16 ani are primar liberal, majoritatea în Consiliul Local liberal, candidatul va fi cel al Partidului Național Liberal. Eu am avut, dacă vreți, tăria, curajul ca, deși eram președintele organizației locale a Partidului Național Liberal, de a le spune colegilor mei din partid intenția mea de a candida, dar în egală măsură de a ruga pe cei care doresc de asemenea să candideze pentru acest post să intre cu mine într-o dezbatere politico-administrativă și cel mai bun dintre liberali să fie candidatul Partidului Național Liberal. În unanimitate, la acel moment m-au susținut toți liberalii și liberalii de rând, simpli membri de partid, dar și conducerea la nivel local și județean, ca eu, Florin Oancea, să fiu reprezentantul Partidului Național Liberal care intră în această competiție și în acel sondaj. Vă dați seama că în momentul în care informațiile mi-au venit și mie că jocurile s-au făcut în spatele ușilor închise, prima reacția a fost de a nu lua în considerare informațiile pe care le-am primit și a spune, domnule, nu se poate, suntem o echipă, am fost și la bine și la greu, nu pot să fiu trădat chiar de colegii mei. Dar iată că după nu mult timp am constatat cu stupoare că semnalele erau adevărate și, într-adevăr, nu am fost nominalizat candidatul USL-ului la funcția de primar al municipiului Deva. Deși atunci, eu am înțeles atunci, în informațiile neoficiale pe care le aveam, că erați în marja de eroare, cu diferența față de celălalt candidat. Sau undeva pe acolo. Gurile spun că eram pe primul loc și sondajul m-a scos ca fiind pe locul 2 la 2% de celălalt candidat. Da. Nu am văzut sondajul real, deci nu mă pot pronunța. Cert este că Deva, ca și fief liberal, avea obligația, cei care conduc destinele acestei organizații, organizația județeană și care a influențat numirea unui candidat de la un alt partid decât Partidul Național Liberal, avea obligația morală față de liberalii din municipiul Deva și față de cetățenii municipiului Deva care au votat în 2008 în proporție de peste 40% PNL-ul în structura Consiliului Local, avea obligația de a sprijini un candidat al Partidului Național Liberal. Și întotdeauna am spus, nu era atât de important dacă acel candidat era Florin Oancea sau... Deci Florin Oancea era foarte important dacă... Era obligatoriu să fost un liberal. Deci dacă Florin Oancea nu era cel mai potrivit, atunci trebuia să fie un alt liberal. Hei, iată că nu m-am putut împăca cu această idee. Eu din 2004, când am intrat în primărie pe o funcție administrativă ca viceprimar, eu sunt consilier local din anul 2000, deci am 12 ani de experiență în administrația publică locală, din 2004 viceprimar până în 2010, toată această muncă a mea și experiența pe care am acumulat-o, nu am considerat că, sau eu am considerat că dacă nu mă încerc șansa în fața electoratului și practic aceasta este proba de foc a faptului că te doresc deveni sau nu te doresc deveni, dar a renunța la o bătălie după atâția ani în care m-am pregătit pentru a candida la funcția de primar, mi se părea din partea mea o trădare, adică eu mă simțeam trădat și atunci nu mai puteam, și dacă vreți, nu vis-a-vis de, și n-a fost doar chestie de orgoliu, dar m-am gândit și am și discutat cu mulți cetățeni și îmi spunea Florin, dar totuși, ai muncit atâta timp, noi am crezut în tine, noi te susținem, cum adică nu renunți la luptă, accepti o funcție numită ca tot timpul să fii la mâna al unul și la altul de la București, te rog, intră în bătălie. Și atunci am stat ca orice ardelean, am analizat și am spus da, intru în bătălie și renunț la tot ceea ce ar putea să însemne privilegiu pe o anumită structură și funcție de partid și într-un partid care astăzi se află la guvernare. Deci, practic, am pus capăt oricărei colaborări cu conducerea actuală a Partidului Național Liberal și am spus de astăzi înainte voi face doar administrație. Nu vreau să mă înșel colegii, prietenii, cetățenii care au avut încredere în mine și care
mi-au dat și semnătura, că sunt peste 2600 de semnături pe care le-am strâns pentru a candida ca independent și am spus, intru în această bătălie. Iată că, la mijlocul campaniei electorale, toate sondajele m-au dat pe primul loc. Deci, am avut dreptate când am spus, nu renunț la această competiție, nu stau îngenunchiat pentru că unul sau altul de la București are un alt interes decât cel al cetățenilor și vin în fața cetățenilor și le cer votul. Sondajele mă dau pe primul loc. Sper că voi face tot ceea ce mi este și sunt convins că voi face tot ceea ce mi este sau ce îmi stă în putință până la finalul campaniei să rămân pe primul loc și în data de 11 iunie cu adevărat să fiu primarul municipiului Deva. Un primar independent care, repet, nu depinde de niciun joc politic, nu este la mâna niciunui politician, va trebui să colaboreze cu partide politice și este normal acest lucru, dar nu este la mâna partidelor politice. Mă bucur că am lămurit și această problemă pe care nu știu dacă ați avut ocazia să o discutăm aici la televiziunea Info HD. Pentru a ajunge însă primar pe 10 iunie e nevoie de aceste proiecte pe care dumneavoastră le-ați propus devenilor și pe care vreau să le dezvoltăm în timpul care ne-a rămas, măcar câteva din ele. Și dacă am vorbit despre cartierele mărginașe, haideți să vorbim despre cartierele care vin așa, către centrul Devei, cartierele de blocuri. Aici unde există apă curentă, există canalizare, lucrurile ar cam fi rezolvate, mai sunt probleme legate de locuri de parcare, de spații de joacă, de spații verzi și am înțeles și de reabilitarea termică a locuințelor, un punct de pe contractul dumneavoastră cu cetățenii Devei. Da, în acest contract al meu cu cetățenii municipiului Deva sunt de fapt creionate principalele obiective pe care eu le-am considerat oportune a fi puse în practică în mandatul meu de primar, în urma consultărilor pe care le-am avut de asemenea cu cetățenii din fiecare cartier al municipiului Deva. Dar problematica acestui municipiu este mult mai mare. Mergând zilnic pe străzi, mi-am dat seama că de fapt sunt doar o parte dintre problemele cu care se confruntă Deveni și pe care va trebui ca primar să le rezolv, dar problemele sunt mult mai multe, nu neapărat mai mari, dar mult mai multe și probleme care se reflectă în fața fiecărui bloc, în fiecare cartier. Și umblând zilnic pe cartiere, discutând zilnic cu oamenii, problemele cele mai importante pentru cetățeni sunt cele din fața blocului lor. Discutam. Erau mai multe persoane de vârsta a treia care spuneau doresc bănci, doresc mai multe coșuri de gunoi, doresc să toaletăm zona verde, doresc să... Mulți spuneau de rețeaua de gaz care este supraterană, că este inestetică. Și iată că pentru ei acele probleme sunt cele mai importante probleme. Nu interesează ce probleme au cei dintr-un alt cartier. Și este poate și firesc, pentru că oamenii acolo locuiesc, cei care sunt pensionari nu prea se deplasează și pentru ei cea mai importantă problemă este cea din fața blocului. Spațiu, deci pe lângă aceste obiective mari pe care eu le-am creionat în contactul meu cu cetățenii, lista este deschisă și practic doresc să încerc să rezolv cât mai multe probleme din cele pe care cetățenii mi le supun atenției acum în campanie electorală zilnic, dar eu mi-aș dori și le-am și spus ca și după data de 10 iunie pentru a avea un contact direct cu ei, ușa mea este deschisă nu doar 2 ore pe săptămână când este zi de audiență normală în primăria municipiului Deva, ci este deschisă zilnic, eu săptămânal voi avea deplasări în teren și atunci pe lângă aceste obiective, multe dintre problemele acute sau cronicele cetățenilor municipiului Deva vor fi rezolvate. Deci, practic, voi intra într-un parteneriat cu cetățenii municipiului Deva și voi încerca cu celeritate maximă să le rezolv în măsura în care se poate toate doleanțe. Dar pentru că ați revenit la reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, sunt multe blocuri care sau asociații de proprietari care nu dispun de resursele financiare necesare pentru a își reabilita termic aceste blocuri, cu costurile de rigoare care încumbă pe perioada iernii, facturi mai mari de plată și, bineînțeles, un disconfort termic.
M-am gândit și eu când am plecat în elaborarea acestor proiecte, am plecat de la două chestiuni absolut obligatorii pentru ca un proiect să devină viabil și să-l poți pune în practică. Cadrul juridic și sursă de finanțare. Și tot ceea ce este prezentat în contractul meu cu cetățenii cuprinde și cadrul juridic, adică există legislație în vigoare prin care să pui în practică acel proiect, dar pentru a-l pune în practică ai nevoie de resurse financiare. Ei, odată rezolvat cadrul juridic și sursă de finanțare, putem merge mai departe cu implementarea proiectelor. Și atunci există legislație în vigoare prin care municipalitatea să coparticipe financiar la acest proiect de reabilitare termică a blocurilor. Asociația de proprietari face o cerere primăriei, își face un calcul cam cât ar costa un deviz estimativ pentru reabilitarea termică a blocului. Este bloc de 4 etaje sau 10 etaje. Devizul are un anumit cost, strâng suma de bani, dacă reușesc integral este lăudabil, dar în general nu au toți bani și atunci diferență de bani, sau pentru diferență de bani primăria poate să intervină cu un sprijin financiar în baza unui contract de parteneriat între primărie și asociația de proprietari, urmând ca asociația de proprietari să restituie banii primăriei într-un interval de timp stabilit de comun acord, de un an, 2, 3 până la 5 ani de zile, în așa fel încât nici costurile să nu fie foarte mari pentru cetățenii, familiile din acea unitate locativă. Și ceea ce este foarte important este că sprijinul financiar se face sau se acordă fără nicio dobândă. Deci, iată, în acest fel, municipalitatea poate să sprijine asociațiile de proprietari care nu au resursele financiare suficiente pentru a-și reabilita singure termic blocurile și astfel, printr-un sprijin de la primărie, o vor putea face. Consecințele sunt clare pentru toți, sunt favorabile, reducerea costurilor la factură, nu mai vorbesc de partea estetică, pentru că una dintre preocupările primarului ține și de partea de urbanism, nu? Și de modul în care arată orașul. Cartea de vizită a oricărui primar, am spus-o întotdeauna și o repet, este curățenia, menținerea curățeniei, dar în egală măsură și partea vizuală trebuie să aibă un impact maxim, major și tocmai prin reabilitarea termică acest impact este unul favorabil, benefic și dorit de către toți cetățenii municipiului Deva. În condițiile în care gazul se scumpește de la an la an și cheltuielile iarăși se scumpesc la termocentrala de la Mintia, această investiție, reabilitarea termică a locuințelor pare din ce în ce mai necesară. Unii au reușit să o facă pe banii lor, unii deveni, am văzut și în alte localități, însă mă gândesc că e mai greu să o faci singur, pe banii tăi, în comparație cu o acțiune în comun, asociații de proprietari cu primărie. Cei care au reușit nu pot decât să-i felicit pentru că au reușit să strângă banii necesari și să-și reabiliteze singuri, dar să știți că undeva sunt cartiere întregi sau de fapt în fiecare cartier al municipiului Deva există și blocuri în care locuiesc persoane de vârsta a treia care au pensii derizorii, pensii mici și care nu-și permit exact acest lucru și un primar serios, că toată lumea spune acum să fim serioși, da? E bine, un primar serios, dar care e și dedicat comunității, trebuie să se gândească la cei care au muncit o viață întreagă, datorită conjuncturii nu se bucură de o pensie decentă, trebuie să subziste practic o pensie foarte mică și atunci primăria trebuie să-i sprijine și în acest fel. Din punctul meu de vedere, pe lângă transportul public local pentru persoanele vârstnice, care este de asemenea un ajutor pe care noi, persoanele active de astăzi, îl acordăm celor care gratuit, au fost am înțeles gratuit, că da, pentru noastră, toate da? Persoanele vârstnice. Iată că și această reabilitare termică în parteneria cu primăria poate să ajute și pensionarii, dar și cei care nu au venituri foarte mari și care vor beneficia astfel de un sprijin binevenit, aș spune eu. Vă mulțumesc mult, domnule Florin Oancea, vă doresc în continuare succes în campania electorală și, evident, succes pe 10 iunie. Și vă mulțumesc. Doamne și domnilor, încheiem aici ediția de la această oră a emisiunii Tu știi cu cine votezi. Ne revedem în scurt timp.